vrei să nu îți iei țeapă? Exact, așa spunem și noi că nu este cazul să o faci. Deci dacă nu vrei să-ți iei țeapă, nu face în niciun caz ce a făcut clientul nostru de astăzi. Bine ați venit la un nou episod inspectorauto.ro. Un episod mai trist de data aceasta. Noi venim de la o verificare acum nereușită și cu ocazia asta vreau să discutăm despre un aspect foarte important pe care îl tot vedem în toate discuțiile de pe forumurile de țepe și peste tot de neam plictisit. Și nimeni nu învață nimic din toate experiențele astea nasoale de care se lovesc românașii noștri zi de zi. În altă ordine de idei, noi ne întoarcem acum de la Giurgiu. Am fost să vedem pene pusă masă, o mașină pentru un client de-al nostru cu care am discutat ieri. Trebuia să mergem de dimineață undeva în provincie, în altă parte, ca să verificăm un Volkswagen Golf 7, benzină cu puțin kilometri înmatriculat. Mașina între timp s-a vândut și acum câteva ore ne-a sunat că a găsit o altă mașină și că e teamă să nu se vândă și că dacă putem să mergem să o vedem. Așa că n-am mai avut timp să facem preverificări și așa mai departe, ne-am pus direct la drum. Da, lucru care nu este bine să-l faci. Așa cum vă spunem de fiecare dată, verificați, 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 cercetați și nu credeți și așa mai departe. Ei bine, constrânși de situație, nici noi n-am mai verificat de data aceasta. Așa că am ajuns la Giurgiu. La Giurgiu am fost să vedem, așa cum am spus, un Volkswagen Golf 7 din 2013, echipat cu motorul de 1.2 TSI și 110 cai putere. Toate bune și frumoase, nu? O mașină destul de dotată, arătoasă, alb perlat, kilometri puțini, 105.000 de kilometri. Bă, exact rețeta aia succesului pentru români. Și la un preț de 7.700 de euro. Ok, prețul nu bate atât de tare la ochi, pentru că totuși este o mașină 2013 și cu un motor 1.2. Și că tot am vorbit de descriere, bineînțeles, mașină impecabilă, mașină cu dotări, pachet GTI, unde Dumnezeu era ăla, nu știu, că nu l-am văzut. Dar astea sunt chestii comune, se mai întâmplă ca oamenii să treacă greșit anumite chestii, să nu cunoască ceea ce vând. Vânzătorul era un domn mai în vârstă, am presupus că, măi, poate omul chiar nu știe, e o greșeală nevinovată și așa mai departe. Dar odată ce am ajuns la fața locului, ne-am apropiat de mașină, deja am văzut lufturi la partea frontală, între capotă și aripile stânga respectiv dreapta. Am scos-o din curte ca să avem loc și l-am rugat pe colegul meu Răzvan să ridice capota să ne uităm direct acolo. La prima impresie, partea din față arăta bine uitându-ne de sus, însă uitându-mă puțin către partea din stânga, sau să spunem partea dreaptă, că era partea pasagerului, am observat ceva ciudățel, și anume longeronul îndreptat, contra aripa luată la ciocan, șuruburi intervenite la capotă, nu șuruburile de sus, ci cele de jos, de la balamale, și așa mai departe. Făcând treaba asta, mi-am dat seama că ceva acolo s-a întâmplat destul de serios. M-am dus înăuntru să mă uit la stâlpi, să mă uit la centurile de siguranță. Iar centura de siguranță de la pasager era fixată, deci nu puteai să tragi de ea, nu puteai să o miști. Era o chestie ca la o machetă auto, practic ceva pe poziție fixă, doar că la scară umană. Ei, cam nasol, nu? Așa am spus și noi. Bineînțeles, povestea vânzătorului de când am ajuns, că a fost cineva, a văzut-o, s-a uitat două ore la mașină, trebuie să vină luni cu banii, că i-a plăcut foarte mult, că are vânzători, ok, cumpărători, pardon. Noi n-am luat în considerare, deja ne-am dat seama că ceva miroase a pute acolo. Am trecut peste, am continuat investigațiile din curiozitate ca să vedem ce mai găsim la mașina respectivă, ca să vă arătăm și vouă și să vă dăm într-un fel o lecție fără niciun pic de superioritate în afirmație, ca să nu mai puneți botul pe românește că tot ce zboară se mănâncă și că există buni samariteni când e vorba de vânzători auto pe lumea aceasta. Sau cel puțin în România la noi. În timp ce mai continuam verificarea, omul ne spunea, păi dar ce, că avem, vă arăt raport car vertical, că aveți raport car vertical, la ce mai e nevoie de verificare?
și tot insista pe chestia asta. Da, că tot vorbim de rapoartele car vertical și nu numai car vertical, pentru că nu vreau să se consideră o reclamă negativă la adresa car vertical, nici pe departe, căci și inspectorauto.ro furnizează astfel de rapoarte, alături de mulți alții. Ci problema este alta, pentru că nu vă puteți baza pe rapoartele alea vin 100%. Acelea au rol informativ, pot apărea lucruri reale, pot apărea lucruri umflate sau pot să nu apară lucruri care sunt de-a dreptul importante pentru că nu sunt înregistrate din vari motive. Cum era și în cazul mașinii acesteia. Aceasta figura pe raportul de daunalitate cu o daună de 1500-2000 de euro la un moment dat, care pentru o mașină din Germania, asta înseamnă, mai ales dacă se întâmplă în primii ani de existență, o bară înlocuită și o aripă revopsită. Pentru că acolo costurile sunt și mai mari decât la noi și acolo evaluările sunt supraapreciate ca și la noi. Pentru că aceleași obiceiuri se practică prin toate țările din lumea asta. Revenind la subiect, deci ne-am cam lămurit care-i treaba cu mașina. Inclusiv pe tester, mașina asta, din toate modulele electronice pe care le are, doar pe două nu avea erori. Senzorii de accident frontal au fost declanșați, nu mai citea, bineînțeles, rezistența de pe centura pasagerului. Deci sunt lucruri evidente și sunt lucruri despre care noi ne-am dat seama în primele două minute la fața locului. Adică sunt lucruri pe care și voi singuri le puteți verifica cu ușurință. Păi fraților, să trageți de centurile alea, să vă uitați la etichete, să vă uitați la îmbinarea stâlpilor, să nu existe urme de șurubelnițe pe acolo. Dacă sunt aripi intervenite sau dacă lonjeroanele, în loc să fie drepte, sunt plecate la stânga sau la dreapta. Și reparată destul de ok. Drept dovadă că mulți necunoscători sau un ochi neformat, mai bine spus, s-ar țăpi foarte ușor cu chestia asta. Și sunt chiar curios cât se uită la centuri, pentru că știți, din păcate în România, fenomenul de a nu purta centura de siguranță este ceva foarte des întâlnit. Implicit nu se verifică nenorocitele alea de centuri. Eu n-am mai văzut în viața mea o centură fixă, adică ok, am văzut să nu o pună rezistență, să fie cât de cât să nu bată la ochi, dar asta oricine ar fi văzut-o. Că te urci și faci proba de drum și poate surcă cineva în dreapta, soția sau prietena care e mai conștiincioasă și apucă de centură să tragă și opa, asta e așa că e fixă. Dar mă rog, cam asta e ceea ce vreau să vă spunem. Iar în concluzie, sfaturi. 1. Nu mai credeți că tot ce zboară se mănâncă. În materie de anunțuri, dacă este prea bine ca să fie adevărat, băi, nu este. 99,9% să nu fie adevărat. 2. Nu vă mai bazați atât pe rapoartele astea vin. Dacă erau atât de sfinte și aflați totul după un amărât de raport pe seria de șasiu, nu mai costau 30, 40, 50, 60 de lei. În măsura în care o verificare cap-coadă într-un service, o reprezentanță la inspector auto, costă câteva sute de lei. Oare de ce? Punctul numărul 3. Dacă vă duceți și vă încăpățânați să vedeți mașina aceea, uitați-vă cu atenție la tot ce trebuie să vă uitați. Uitați-vă la toate clipurile noastre cu sfaturile pe care vi le-am dat de-a lungul timpului și veți afla în câteva minute exact la ce trebuie să vă uitați. Tot există riscul să vă scape lucruri, dar măcar lucrurile astea evidente, cum ar fi airbag-uri sărite, intervenții pe la stâlpi, centuri sărite, lonjeroane strâmbe, tragere înlocuite, faruri înlocuite, astea le puteți depista și singuri. Vă trebuie doar o lanternă și puțină răbdare. Punctul numărul 4. Luați pe cineva care se pricepe cu voi. Dar să se priceapă pe bune, pentru că și acum două săptămâni am mai fost tot așa pe nepusă masă cu un client să vedem un Megane 4 sedan în București, tot așa prea bun ca să fie adevărat, am aflat abia la fața locului despre ce este vorba. Omul era acolo cu mecanicul. Mecanic care n-a văzut că mașina era mai bușită decât asta. Și chiar am întrebat, mă, dar care dintre voi e mecanic? Eu. Și i-a și spus așa câteva lucruri, dar n-avea rost. Și nu e singurul caz pe care l-am întâlnit de mașini evaluate cu prieteni mecanici sau duse pe la servisuri de cartier, mașini ex-daune totale sau economice care au trecut acolo cu brio. Dom'le, e ok și n-are nicio problemă. Așadar, mare grijă. Nu vă mai zgârciți când e vorba despre siguranța voastră și despre banii voștri munciți. Că o mașină nu costă cât o pâine, costă câteva mii de pâini sau zeci de mii. Și punctul numărul 5, puteți să-l considerați reclamă sau nu, nu asta este intenția.
dar nu vă sfiiți, fraților, să apelați la un specialist care cu asta se ocupă și știe ce Dumnezeu face. Da, costă ceva, dar este un cost mult prea mic raportat la țeapa și gaura financiară pe care poți să-ți o iei dacă cumperi o mașină ca asta verificată mai devreme. Și asta a fost și reacția clientului nostru. L-am sunat și prima lui reacție: Andrei, te rog, dă-mi o veste bună. Și am spus, nu pot să te mint, mașina a fost lovită, are aia, aia, aia și aia. Și nu s-a supărat, a fost dezamăgit, dar în același timp a început să râdă și s-a bucurat și a spus: mamă, banii ăștia pe care i-am dat vouă au fost cea mai bună cheltuială din viața mea, pentru că m-ați scăpat de o țeapă, de țeapa vieții mele pe românești. Dar trebuie să gândiți chestia asta înainte, nu abia că sunteți puși în fața faptului împlinit și v-a trecut glonțul pe la ureche. Iar astea fiind spuse, reflectați puțin asupra lor. Am folosit un ton mai apăsat special pentru că vreau să vă atrag atenția asupra unei problematici reale pe care, din păcate, în loc să învățați ceva din toate discuțiile și scenariile care parcă sunt trase la Indigo pe toate forumurile astea de țepe, apare nimeni nu învață nimic. În continuare se trag aceleași țepe, se iau aceleași țepe, se caută aceleași tipuri de mașini care, pentru mine sau pentru Răzvan, de la simpla deschidere a anunțului ne dăm seama că este o țeapă de zile mari, voi în continuare vă îngrămădiți la aceleași nenorociri de mașini. Să nu ne luați nume de rău. A fost așa o lecție sau o predică, între ghilimele, prietenească. Citeam și eu acum anunțul din nou și ceea ce ne-a spus vânzătorul și ceea ce este cu adevărat e că, băi, unu, mașina arată bine în anunț, are o culoare specială, are dotări, cum a spus și Andrei mai devreme, și ne-a spus o chestie foarte mare vânzătorul: sunt așa de mulți cumpărători încât nu-mi fac probleme cu o să o vând. Și ne-a întrebat și pe noi la final ce s-a descoperit la mașină. Răzvan a fost reticent, n-a vrut să-i spună. Eu i-am spus că nu pot să mint. I-am explicat de lonjeroane, i-am explicat de centură, că așa o fi. Și zic, domne, da, dar mașina a fost lovită destul de bine. Păi da, ce, că mașină nelovită n-o să găsești. Zic, băi, lovită, ok, nu are nimeni pretenția să o găsești virgină, să nu aibă o zgârietură, să nu aibă nimic. O aripă înlocuită, o ușă înlocuită, o bară, un far, măi, se întâmplă. O găsești în parcare lovită la modul ăsta și trebuie să o repari. Dar o mașină din asta care a fost lovită, măi, aia nu mai este o mașină sigură. Eu n-am vrut să deschid polemica asta cu vânzătorul pentru că se vedea clar că el știe de ce vinde. Nu avea nimic de aflat nou de la noi. Și oricum, de regulă nu conduc nicăieri discuțiile astea, dar ne satisfacem noi niște curiozități. Așa. Și da, anunțul sincer pentru un ochi neformat, sincer, poate părea foarte, foarte tentant. Da. Extrem de tentant. Și prețul, pentru că prețul nu bate la ochi. Deci prețul este decent, corect pentru vârsta mașinii respective. Exact. Iar sunt sigur că mașina nu s-a vândut astăzi, dar săptămâna viitoare sunt toate șansele. Depinde, sigur. Exact. Exact. Cu astea fiind spuse, eu sunt Răzvan. Iar eu, Andrei, gura livul de serviciu. Până și cei mai buni și-au țeapă, așa că cel mai bine să ne ferim. Dacă ați considerat utilă predica noastră de astăzi sau morala ținută, sperăm să nu vă simțiți ofensați niciunii dintre voi, pentru că nu ăsta a fost scopul, să vă spunem, mamă, ce fraieri sunteți, ce deștept suntem noi, nici pe departe, scopul nostru este să vă ajutăm. Urmăriți și celelalte clipuri ale noastre de pe canal. Dacă vă plac și acelea și vreți să vedeți mai multe de la noi, vă rugăm să veniți cu sugestii, completări, comentarii în aia dedicată. Suntem receptivi și încercăm pe cât de mult posibil să vă răspundem la întrebările pe care ni le adresați pe YouTube. Nu uitați să ne dați și nouă un share, un like și un subscribe ca să mai creștem și noi și să afle cât mai multă lume de noi. Și asta fiind spuse, vă dorim sănătate, că e mai bună decât toate, și atenție la cumpărători. Sunt banii voștri, munciți din greu pentru ei și păcat să-i irosiți pe o țeapă. Numai bine! Ciao, ciao!